Ce naiba s-a auzit? Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de New Times 5. Ei bine, fraților, pe episodul de astăzi aș vrea să vă arăt ce am făcut cu elita pe care am luat-o ieri și să începem un nou echipament, pentru că am realizat câteva chestii de care o să am nevoie pe parcursul acestei serii. Dar înainte, vă aș ruga să dați voi un like foarte puternic acolo. Mai multe detalii legate de serie le aveți în descriere. Acum, hai să vă zic un pic cui am dat elitra și câteva chestii, pentru că mă gândesc că nu toată lumea reușit să facă rost de elitra și chestii de genul. Și am zis că, bă, dacă nu toată lumea a pus să facă rost, eu oricum joc doar când filmez. Ce naiba s-a auzit? Oricum, eu joc în general când filmez sau off-camera și construiez. Nu prea mă plimb așa mult momentan. O să aștept să deschidă cineva, nu știu, habar n-am, un shop, un ceva de elitre sau vorbesc cu cine are și dau diamante acolo frumos și cumpăr. Am zis că mai bine dau cuiva elitra. Aceasta i-am dat-o lui Iulie și o să vă las un mic timelapse cum am fost, cum am pierdut prin Nether, m-am arătat și m-am învârtit în cer, până la urmă tot la spawn i-am lăsat-o cu câteva chestiuțe, așa că noi vom reveni după. Acum că ați văzut și ce am făcut cu elitra, aș vrea să ne facem câteva chestiuțe, pentru că am niște șalcărșeluri. Ori ați văzut că am mai dat și două șalcărșeluri, să fie acolo frumos. Ferma asta de bambus nu e prea productivă, deci o să trebuiască să o sparg. Vedeți că am făcut aici și pentru ferma de mos. O să fac un video special pentru treaba aceasta de aici. Însă pe episodul de astăzi aș vrea să ne ocupăm un pic de echipamentul meu pentru expedițiile viitoare pe care o să le mai facem, pentru că am realizat că mie nu mi-ajunge o singură armură de diamant, mai ales fiind neenchantată. Vedeți, eu cu armura asta am fost o grămadă și mai are un pic și strică chiar. Aș vrea să mergem un pic să văd dacă mai sunt niște diamante pe care nu le-am luat pe aici prin mină, pentru că mă gândesc că poate mai sunt. Am mai făcut rost de acest chest plate cu protection 3 pe care cred că o să înlocuiesc de acum. Aș vrea să facem rost de niște echipamente pe care să mi le pun eu undeva să fie frumos. Momentan o să le țin în ender chest, evident, până o să facem noua bază, Batcave-ul ăsta pe care mi-am propus eu de mult timp să-l fac. Hai să facem noi aici așa alcărboxurile astea frumos, pac. O să aștept să mai deschidă niște persoane chestii pentru end și pana mea. Însă momentan, nu știu ce să zic prea exact. Dar vreau să văd acum ceva pe aici, ce mi-ar trebui. Nu văd armura asta, nu. Oricum, bă, frate, hai să vă zic un pic ce idee mi-a venit. Aș vrea să am o armură specială pentru Nether, Overworld și chestii de gen Overworld, and pana mea, mai mult una cu protection, da? Deci aș vrea o armură cu blast protection, fire protection, protection normal și gen să am câte o armură pentru fiecare chestie, cum ar fi niște suituri pentru Batcave-ul meu pe care o să-l fac pe viitor. Aș vrea să venim un pic aici. Ia uite ce de scheletul ăsta în mine. Evident, și cu mai mult echipament o să stau mai mult să fac chestiile astea off-camera, vă dați seama, dar hai să coborăm aici frumos, să vedem. Să vedem ce mai avem pe aici. Aș vrea, am breaking, n-am siltaș pe ăsta, din păcate. Ce chestii am pe aici? Poate voi vinde cuiva tot ce am pe aici, pentru că sunt super multe chestii. Uite să faci voi, că rotăm flash. Eu n-aș face cu el. Mie nu-mi trebuie la nimic. Oricum ferma asta e useless în momentul de față, pentru că au făcut băieții fermă de enderpearl-uri, deci... Easy, gata, pa, hai. Da, în orice caz, aș vrea să mergem să vedem. What, ce ăla e? Witch, ce naiba? Vedeți aici pe minimap. În orice caz, aș vrea să fac rost de niște unelte, niște diamante. Hai că iau cu silk touch. Oricum, vreau să fac, pardon, mai multe armuri, să fie totul bine, să fim fericiți, să ați înțeles ideea. În orice caz, ok, pe aici e dead end. În orice caz, ideea este în felul următor. Eu am nevoie de mai multe armuri, în caz să vă întrebați de ce am nevoie eu de atâtea armuri, de ce
nu știu ce. Bă, fraților, haideți să vă explic un pic. Eu, fără mai multe armuri, nu prea pot sta, pentru că sunt și incompetent și o să mor de mai multe ori și pierd armură, că mi s-a întâmplat odată și a trebuit să-mi fac altă armură sau chestii de genul. Poate nu am ce-mi trebuie sau mai multe chestii de genul, înțelegeți voi. Hai să iau și eu de aici, de sus, și mi-activez și shader-ul ca să nu stau să plasez torța. Hai că, așa frumos, pac. Deci ca să înțelegeți, eu de multe ori mai mor și o să am nevoie de o armură să-mi o iau pe cealaltă sau chestii de genul. Și o să-mi fie mai greu așa, fără nimic, ca să mă să-mi recuperez item-ul, că poate mor în anumite zone mai inaccesibile. Mamă, ce trag ăștia în mine să-mi bag picioarele. Prin zona asta nu prea am fost așa mult. Am fost foarte puțin să mai iau câteva chestii de pe aici. Și am zis că, bă, cred că acum ar fi momentul potrivit. Uite, și un exolotl, dar avem deja unul, nu știu dacă v-am arătat. Unul maro, ca și mine. Uite, unul ca ăsta. Aș vrea să mai strâng și niște exolotl, să facem ceva frumos, în orice caz, o să vedem pe viitor. Vedeți, am fost pe aici să-mi iau iron, să-mi iau câteva chestii, nu știu ce am luat eu pe aici. Sunt curios, știu că se continua până prin partea asta. Edita mai chivul pe aici, am dreptate sau am dreptate, că nici nu știu. Hai să vedem. Eu zic că e. Da, mă, uite. Ok, salut, domnule schelet. Acum că avem și armură, suntem mai bine. În orice caz, o să vedem și noi diamantele mai ușor. Asta e partea bună, că avem și shader și resource pack, ceea ce îmi place, sincer să fiu. Pe aici nu sunt. Op, ia uite-l. Era glowskid. Vreau, mi-am luat schem, efectiv, mi-am luat cel mai mare schem. Și, uite și jos acolo. Uite acolo, oh shit. Exact cum vă spuneam, eu dacă aș fi murit aici, aș fi fost efectiv cooked. Aș fi fost cea mai cooked persoană ever. Pleacă, mă. Hop. Bro. Uite, bro, uitați-vă și voi câți zombi sunt și câți mobi, efectiv. Sunt mult prea mulți. Pleacă, mă, odată. Bro. Am și lag de la shader-ul ăsta. Uite aici câte diamante îs. Vezi că sunt chiar multe. Ia să știu că scoți și resource pe ăsta shader-ul, pardon. Să n-am probleme. Că mă enervează că merge prost. Eu de văzut văd. Nu știu dacă o să vedeți voi. În orice caz. Hai să vedem pe aici. Ce avem 7 blocuri de diamant. Pe episodul de astăzi o să strângem resurse. Nu știu dacă o să vă placă tipul ăsta de episoade, că sunt plictisitoare să strângem doar resurse. Însă când o să am mai multe chestii, o să strâng, o să stau, o să farmez level, o să... Momentan trebuie să plătești și taxa pentru ferma de enderpearl-uri, de ferma din end. Dar când o să fac mai mult level, o să strâng acolo tot ce trebuie, level, armuri, etc, etc. Și să facem un episod în care doar asta o să, doar de asta o să ne ocupăm, înțelegeți? O să mai dureze un pic. În orice caz, hai să vedem pe aici. Uite și scheletul ăsta, ce dă nemernicul. Hop, hop, mor. Bun. bă, pe aici nu văd, mă. Ok, era să mă duc, era să mă duc. Mi-a stat inima în loc acolo. Ia să dau și eu shader-ul ăsta, că am mai multă vizibilitate cu el, nu de alta. Pe aici, uite aici sus, mă, nebunule, mă. Hai să ne urcăm. Dacă îmi dă un schelet acum o bucată în gură, prăjit rău. Gen, ce să mai... M-am dat cam prea într-o parte, dar n-are nimica. Ok, atât, uite, a intrat și Azlo. Ia uite. Prost a luat. Ok, mi-a luat. Mi-a luat blocul de diamant în mână. Holy shit. Da, nu văd momentan alte diamante pe aici. Hai să vedem dacă mai sunt prin partea asta. Prin partea asta nu că am fost deloc. Nu prea am aventurat așa mult când am fost pe aici. Uite, acolo. Oho, uite că avem aici. Bă, deci avem un noroc imens cu cave-urile astea. Uite-mă și alt creeper. Nu! Bro, am crezut că e lângă mine și am să-i dau hit for el. Ok, mulțumesc de diamante. Mulțumesc, jocule. Știu, mai sunt diamantele. Ok, mai avem acolo diamante. Hai că sunt multe diamante pe aici, fraților, deci e bine. În orice caz, când o să fac rost de toate resursele necesare, atunci o să ne băgăm la enchantat maxim, gen. Hop. Hop, așa frumos. Mamă, și de aici am făcut rost de o grămadă de diamante. Bine că n-am murit. Bine că n-am murit, bro. Așa. Hai să vedem. Mai am aici un diamant. Uite acolo. Mamă, mai sunt și în apă.
Mai ești acolo? Bro. Oh, ok. Oh, e deci. Suntem prea bine. Suntem mult prea bine. Hop, dă-mi asta. Dă torța asta n-ai bine apoi. Să o am măcar în inventar. De-aia cu shader-ul ăsta e că e bine că am vizibilitate mai bună. În orice caz, mai am acolo sus. De ce am luat toate diamantele? Nu cred, mi-am luat schem din cauza... ok. Mi-am luat și mai mare schem din cauza apei, dar măcar sunt mai multe diamante aici. Uite să vă și cum se vede reflexia. Eu am crezut că... na, e acolo. Dacă scot și dar că... de multe ori mă încurcă. Mamă, uite aici câte sunt. Holy shit. Bro, deci am o grămadă de chestii și îmi place. Îmi place. Chestii, diamante, pardon. Pe acolo, pe undeva... Nope, nu văd. Bro, chiar nu văd ceva diamante. Am mai dau shader-ul ăsta on. What? S-a fost de parcă era zi pentru o secundă. Nu, nimic pe aici. Bun, băi, fraților, încep să cred că în cave-urile astea, sau cave-ul ăsta gigantic, nu prea o să mai găsim nimic, deci ar trebui să ne întoarcem și noi înspre casa noastră, sau baza noastră, sau peștera noastră, cum vreți voi să-i spuneți acolo. Ceva pe aici? Nu? Ok. Ar trebui să ne întoarcem pe undeva prin partea asta, nu știu, ciudate cave-uri, n-am ce să zic. Măcar am făcut 27 de blocuri de diamant. Ia, mai pe aici? Nu mai e. Ok, credeam că mai e și cred că aș putea să mor și pe acolo. Olo, mamă, m-am speriat un pic. Cred că pic în void, în... hai să vedem dacă pot să mă urc pe aici. Ar fi bine dacă aș putea, până unde duce. Destul de sus și drept. Uai, dar pe aici nici nu cred că am fost, dacă stau să mă uit mai atent un pic. Sper să nu-mi dea hit și să mă împingă de aici prostul ăla de schelet. Dar, da. Ok. Să văd cum trebuie să scot apa. Asta. Perfect. Hop, hop. 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 Hop, perfect. Clasic. Clasic. Perfect, dar n-avem cum să ne urcăm. Îmi place. Hai să văd. Cred că aici aș putea să și sparg, adică n-ar fi o mare problemă, dar mi-era mai ușor dacă mă urcam cu apă sau dacă aveam un Elder Pearl, dar da. Ce să zic. Hop, hop. Lăsăm asta aici. Hop, hop. Ne urcăm. Bă, e destul de ok. Hai să vedem. Cred că aș putea să mă urc, totuși. Ce nu-mi place e că, de la modul cu anotimpuri, pardon, se păguiește, nu știu, foarte ciudat făcut. Developerul care a făcut modul nu l-a gândit bine, pentru că dacă n-ai cea încurandat sau ceva de genul, ție nici nu ți se dezăpezește. Adică, e într-un fel ok că nu o să ai lag și chestii de-astea. În același timp nu e ok pentru că, na, mă duc acum într-un alt biome și e, într-o altă zonă și e full zăpadă, na, nu știu, asta e iurea. Nu-mi place cum a gândit modul ăsta, developerul care l-a făcut și uitați-vă, ok, dar nu se vede de aici, dar nu se vede, bro, ce goofy sunt, oricum îmi place cum a ieșit broasca asta, trebuie să-i fac limba, pardon. N-am avut materiale momentan ca să-i fac și limba, deși nu știu cât de ușor o să fie să o fac. Am văzut niște materiale pe care nu le-am văzut, cel puțin nu le-am folosit de fapt până acum deloc, efectiv. Dar mie mi se pare că arată destul de bine. Hai să ne ducem așa un pic cu free camera așa de sfârșit de video. Și avem aici clasica fermă de moss, care funcționează, însă este oprită. A, e pornită? Nu e pornită, ok. Da, este oprită, pentru că dacă nu sunt în ceanc, n-are rost să o pornesc, efectiv, dacă nu joc, dacă... O să trebuie să ne apucăm de shop-ul ăla pe viitor, dar asta o să rămână de văzut după câteva episoade, să mă asigur, să mă... tot ce trebuie, da? Deci, altceva nu mi-am zis, vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Ionuț, iar noi vedem data viitoare. Pa!